întâi este satul, fosta populație, actuala călătoare, din Reichsdorf, în germană, sat bogat, a devenit un Richis. Satul Richis, un sat de țăran, unde se mai simțea mândria de țăran. Astăzi aia nu mai există. Oamenii se sculau de dimineață, care de care zicea că eu azi așa, că eu azi așa. Astăzi să vină banii peste poștă, și dar să fie de ajuns. Și atât. Și atât. Adică nu tinde satul nostru să progreseze, să devină ce-a fost odată. Din păcate. Și iară trebuie să zic, unui popor nu se poate dicta cultura. Ai noștri erau ciobani, viticultura dusă, agricultură dusă, mândria dusă, ci să trăim și să o șmecherim oareși cumva să trăim bine. Da? Satul Richis, cândva 1300 de suflete de origine germană. Și atâta de încrezuți eram încât ziceam, plus alte naționalități, cam 70. Atât de pur era satul nostru. A? Agricultor, sașii noștri, agricultori, ca să înțelegeți ce înseamnă a fi agricultor. La noi, până și tineretul foarte tânăr, trebuia să participe la lucru, la producție. Fetele cu 12-13 ani deja trebuia să ajute în gospodărie. Ce astăzi nici nu se mai discută, nici legile nu ne mai permit. A, ziua la lucru, care-s plata, țara, aveau voie să iasă un pic pe uliță. Atât. Atât doar. Și, dar mereu cu această poruncă severă, la 10 îmi ești acasă. Ceea ce mereu nu reușeam. Așa e lumea. Așa suntem noi, când am fost odată bine. Și atunci această fată, pe vârful deșilor, intra să nu afle părinții, cu totul că părinții de când așteptau să apare. Și dimineața la Richis, tatăl avea dreptul cam la 6 fără să apare pe lângă pat și să zică, măi, fetiță, sus! Aia zicea, tată, fă bine, m-am culcat cam pe ziul și s-a tuta de obosită. Dar tata zicea foarte simplu, cine a fost eroa seară și azi dimineață. Și atunci această fată se îmbrăca imediat în hainele de lucru, și lua sapa și o purta atât de sus pe umăr ca piciorii să vadă că ea știe și la lucru. La Richis, fetele cu mâni prea îngrijite și un pic fopțite pe față nu erau adorate, ca să știți ce înseamnă un sat de țărani. La Gheatan, tocmai contrariu, acolo lumea era mândră că nu trebuie să fie țărat. Fata, sara la fel, dimineața la fel, dar tata dimineața de dreptul numai pe la 8:30-9 să apare pe lângă pat și atunci această fetișcană mâhnită, nu pot. Tata era îndurător,
cam la 9:30, reușea să o scoată din tașă. Tata, din Vietnam, se făcea imediat să pregătea zarete și mergea până în centru, că doar era interesant să te duci până în centru. Probabil vroia să fie văzută. Nu știm. Așa se întâmpla. Și dacă nu era nimica deosebit în centru, ea totuși trebuia să se întoarcă, să iei și ea să apacă din ceva, trebuia trăit. Și atunci aceste fete, pentru că nu erau mândre că sunt țărance, înfășurau coada țapei cu roche, oricum, o haină ceva, și o purtau pe să poate de jos, ca feciorii să nu vadă că și ea. Să nu mai plângim. Unde este vin, imediat sunt bani. Și unde sunt bani, imediat un pic de bunăstare. Și unde-i bunăstare, imediat mândria asta. Satul nostru, sașii noștri, era o populație foarte încrezută, foarte cu nasul sus, foarte mândră. Dar, în fond, erau niște păcătoși mari. Se întâmpla mereu soară. Că un ficior și nu numai cădeam păcate. Lumea asta. Și satul, nu fiind prea mare, și femeile noastre vârstnice, cu ureche foarte ascuțită, reușeau până dimineață, fără telefon, să afle tot fapt. Dacă aceste femei cu foarte ascuțit treceau pe lângă el, la nici și lumea credea că e prea educată ca să folosească cuvinte urite, urâte, dar totuși se arăta spre el și se spunea, săracul, iar o pățâtă. Zic, eu, păcătoși normal de Richis, păcătoși foarte mari de Richis, ce-i și mai complicat, un rând de găuri unde se potrivesc mădește de femei. Zic această poveste, vine o pereche din Germania, se uită la mine, zâmbește și zice, 96, am fost în sudul Franței, la o biserică, am găsit aceleași găuri cu aceeași zagă. De aceea, acum, un pic mai serios despre biserică. Biserica noastră, construită la 1400, ca biserică de mănăstire a ordinului cistercean. Cistercienii, o parte reformată din benedictin. De aceea ei erau cerșetori, considerat ca cerșetori, de aceea ei nu aveau, conform legilor, nu aveau dreptul să construiască un turn lipit de biserică. Ar fi demonstrat imediat un pic de bunăstare și asta nu era voie. Așa că turnul ulterior construit din cetate și avea voie numai să amplaseze o turlă deasupra bisericii și nici aia n-avea dreptul să depășească o anumită înălțime. La 1400, pe atunci încă în religia catolică, la 1545-50, la noi reforma, am trecut de la catolicism la evanghelici de confesiune augusteană, așa se numește biserica noastră din România. Biserica evanghelică CA din România. Țașii din Richis, prin această reformă,
s-au găsit dintr-o dată într-o dilemă foarte mare. Avea o biserică nouă, catolică, cu foarte, foarte multe podobe și dintr-o dată trebuia să devie simplă, ca așa ne învață religia noastră, ochiul în timpul slujbei să nu fie atras de arte nimeni. Asta e legea noastră. Sașii din Richis au hotărât să spoiască toată biserica de jos până sus cu var alb. Să dispară totuși, pentru că Richis-Torfenii, un pic cu nasul cam sus, aproape anual trebuia văruită din nou să simți că ești la Richis în biserică. Atât de mândră era populația noastră. O dus până acolo, încât stratul acesta de var o crescut la grosimea unui deștiu. Și, într-adevăr, biserica a devenit foarte simplă. Părerea mea despre acest lucru, pentru biserica noastră, un foarte mare noroc, un foarte mare câștig. Noi, atunci, la început, entuziasmați, noi am fi făcut foarte multă pagubă la biserică, dar sub acest strat de var a rămas totuși conservate multe din podoabele noastre. Uitați-vă odată la acești patru stâlpi, capitelele cu fața înspre populație sunt cioplite jos. Preoții noștri își dădeau foarte mare silință să ne convingă că ar fi fost nevoie de spațiu și de aceea s-au cioplit jos, că ar fi trecut niște ganguri cruciși din biserică ca să pot schimba foarte iute de la un zid de apărare la celălalt. Părerea mea, o mică minciună teologică, pentru că această direcție nu se pot observa semne de goluri în zidurile exterioare, așa că n-a existat niciodată acest dam și mai mult, vedeți acest stâlp din dreapta, zimțul deasupra e rămas, dar figurile de desubt sunt cioplite jos. Înseamnă că era tocmai vorba de religia noastră. V-am spus, conservat, de la 1500 până la 1957. Când a fost ales un preot mai în vârstă, la Richis, când a văzut biserica, zicea, oameni, noi avem o biserică în stil gotic timpuriu, foarte originală și foarte valoroasă. Sașii din Richis au înțeles, într-o vară, cu stele, șpacluri, perii de sârmă, până toamna, totul ce a cei cioplit în piatră s-a curățat, așa că putem să observăm iară stilul ăsta, acesta gotic timpuriu. La această lucrare, o femeie găsește dintr-o dată o față umană cioplită în piatră, ceea ce nici nu avea voie să fie la noi. Foarte nervoasă se duce la preot să anunțe la zice, avem o biserică evanghelică și nu ne trebuie. Așa că s-a curățat fără ca să se mai anunțe. În 90, când toată populația noastră a hotărât să emigreze în Germania, s-am devenit cunoscut că nu vreau. Și atunci m-au ales ca curator al bisericii, să am grijă de biserică. Și asta am voie să o zic cu totul că nici n-ar fi avut voie să mă aleagă, pentru că în statutele noastre scrie se alege cel mai bun din sat. Zău că nu eram ultimul preot, nu eram pe aceeași undă și au existat multe dificultăți. Dar fiind singurul, mi-am dat seama dacă m-au ales ca cel mai bun, eram și cel mai slab, pentru că eram singur. Primul meu gând, când am avut cheile și liber acces în biserică, să caut, să văd unde sunt aceste figuri
pentru că totul se zvonea în sat, că eu am găsit așa, că eu am găsit așa. M-am închis foarte frumos să nu mă observe nimeni. Am început să caut ceea ce am găsit, între ceea cu mult știința mea. Nu sunt om, studii în arte, aflam dintr-o dată în fața unui sculptur deosebit de abstracte, ceva ce n-am văzut, ce nu puteam să o numesc. Sunt fețe umane, foarte urâte, unele cu frunze, altele cu coarne. Nu trebuie ajute să le dau un nume, pentru că vizitatorii mei vreau neapărat să știe despre ce-i vorba. Eu îi numeam trecușorii mei din biserică. Trebuia să aflu foarte iute, că mă aflam pe lângă. Când mi-au venit catolicii, îmi trăgeau foarte serios atenția, așa ceva. Nu este voie să zici că ai trecușori în biserică. Este un păcat foarte mare, da? Să scap de gurile lor, eu ziceam foarte simplu, dar ce am voie să zic dacă totuși îi am? Era liniște. Așa am prezentat eu trecușorii mei până în 99. În 99, un grup mic din Elveția mi-a vizitat biserica, între ei o femeie foarte tânără. M-a ascultat un timp și după aceea m-a rugat foarte frumos, zice, Domnul, și azi mă rog să nu mai povestiți de acești trecușori. Că eu am studiat tocmai acest stil de artă și n-am avut încă prilejul, ocazia să o găsesc atât de original, atât de frumoasă ca la Richis. Și este vorba de cultură celtică, este vorba de un zeu superior a celților, considerat de atunci partea masculină opusă mare zeiței a pământului, adică un zeu foarte important, se numește Vergrine Mam, omulețul verde. Acum eu trebuia să prezint omuleții mei verzi, iară nu știam nimic, iară nici vizitatorii mei vedeam că zâmbesc, credeam că la mine ceva nu mai este chiar pe fix. Nu știam mai mult și nici ei, nu știam mai mult. Până în 2004, mi-a vizitat prințul Sherman Cantacuzino. Poate că dacă veniți de la Iași, știți despre cine e vorba. Om în vârstă, atâta era de încântat de figurile astea, încât mi-au venit în aceea vară, încă de trei ori, tot cu un grup din familia lui, adunate din Canada până în Australia, să arate omul verde. Era rice și aproape că crepam de mândrie o familie de reci să-ți viziteze biserica de patru ori într-un an. Și atunci am primit această scrisoare de la un văd de-a lui. Profesor universitar la Universitatea Rhode Island, SUA, cu numele de Michel André Bossi. Am avut vizitatori care ziceau că, într-adevăr, mi-a fost profesor la universitate, adică un om cunoscut. Nu știa germană, îmi scrie într-o germană, zic eu, pocită, dar totuși o înțeleg, îmi dau silință să vi-o traduc, să aflați și gândul lui. Scrie, stimate domnul Șas, ultima lună când v-am vizitat cu un grup de familie Richisu, însoțit de vărul meu, Sherban Cantacuzino, dumneavoastră ne-ați condus prin biserica dumneavoastră minunată, multe fețe sculptate ne-ați arătat, câteodată ascunse în frunziș verde. La internet am găsit sculpturi asemănătoare, care le-am copiat și vi le trimit. Aceste opere se găsesc mai ales în Anglia, unde se numesc Great Man. Probabil și în Germania și în Franța se pot găsi sculpturi bisericești asemănătoare. Îmi amintește de omul verde din călărețul de la Bamberg,
Bambergu, cel unul dintre cei mai importante, cei mai mari domori din Germania. Adică el din America știa a vizitat călărețul de la Bamberg. Călărețul de la Bamberg îl cunoaște toată Germania, dar nimeni nu știe că în consola lui Jos se ascunde arta adevărată, tata omului verde. Vin nemții și zic, trebuie să venim noi tocmai pe la Richis ca să aflăm noi ce avem noi acasă. Și ca să scap, zic foarte simplu, cred că aia nu este vina mea. Așa. Am mai avut pentru mine iar un vizitator foarte important, nu zic eu, foarte renumit, un preot din Germania, Herr Feller din Laufen, de pe Necar. Dânsul a stat o săptămână și a fotografiat și a studiat și era foarte încântat de această sculptură și eu o să citesc numai o câteva fraze ca să avem totuși și părerea a unui teolog. Originea acestei fețe omului verde datează cu 600-700 de ani înaintea lui Domnul Iisus Hristos, probabil în religia veche vest-europeană, celții. Celții considerau că puterea omenească se concentrează în cap și de aceea ei au amplasat numai capetele a acestui zeu și că acest cap putea să apere de duhuri rele. Îmi scrie la urmă niște gânduri foarte serioase, foarte grele. Zice, serviciul de pază până astăzi. Omul verde astăzi ne trage atenția să nu ne stricăm pământul, să nu vătămăm pământul, să nu umblăm la gene umane. Niște gânduri foarte serioase și să trăim cât se poate de simplu. El nici până astăzi nu poate să cedeze acest servici de pază, adică dacă stăm astăzi în fața lui, trebuie să ne preocupe aceste trei gânduri. Aveți-vă grijă de pământul vostru, aveți-vă grijă de corpul și sănătatea voastră și trăiți simplu. Ca încheiere îmi scrie, strămoșii noștri ziceau câte mama pământ, suntem mai tari, se întâmplă ce se întâmplă. Omenirea modernă astăzi zice, pământul este al nostru și avem dreptul să sustragem cât putem. În fața acestui om verde trebuie să recunoaștem numai dacă vom fi una, vom avea o șansă de supraviețuire, adică niște gânduri foarte, foarte serioase. Vă mulțumesc pentru atenția, poftit să vizităm. Unei că cu destulă imaginație, privitorul poate observa în fiecare frunză cioplită fața umană. Vedeți, o frunză cu o frunte, nas, bărbie. Frunte, nas, bărbie. Tot 70 sașii din Transylvania aveau un sculptor al lor foarte renumit, cu numele de Andreas, Andreas Lapicida, Andreas Sculptorul. Biserica din Richis era gata, dar când au văzut sașii din Richis ce cioplește acest sculptor la țăr și la moșna, imediat invidioși și noi vrem o piesă de Andreas Lapicida. Această terminare, vedeți, este un gotic mai târziu, nu se potrivește cu cel care l-am văzut pe acum de Andreas Lapicida. Vedeți, se află ambonul. Pe acest stâlp după drapel
această coloană care merge pe zid, în sus, sus, în lumină, iară se uită o față umană la noi. Este o față dublă, una vede în spate, una în față, n-are frunzele verzi, înseamnă că nu este vorba de acest zeu, și i-am plasat atâta de sus. Sașii de Richis considerau că probabil ar fi fost vorba de curatorul pe atunci. De aceea au făcut o față dublă și l-au amplasat atât de sus, să nu-i scape chiar nimic ce se întâmplă în biserică. Îngrijită, foarte rotunjită, biserica era catolică, biserica era de mănăstire. Femeia nu avea voie nici într-un caz să fie prelătată. Bunul Dumnezeu totuși accepta, eu nu pot să explic, dar știm că la Muzeul Bruckenthal din Sibiu a existat o scrisoare în care se arăta că la Richis, la construcția bisericii din Richis, a existat o sponsoră, o contesă care a contribuit cu bani, probabil fața ei. Această femeie tânără din Elveția, de care v-am povestit, când am ajuns aici, zice, domn, și ce m-a arătat, dovedește că acest sculptor trebuie că a fost un om foarte învățat. Știa cultura celtică, știa cultura creștină, știa cum să o explice, așa că dă dovadă că a fost un om foarte învățat. Și dacă, atunci noi trebuie să găsim neapărat undeva unde o pune el pe acest zeu, omul verde, cu Domnul Iisus Hristos, că așa se obișnuia atunci să se confrunte între ei. Eu ziceam, eu îmi cunosc figurile din biserică, dar totuși așa ceva încă n-am găsit. Zice, să nu anticipăm și să căutăm. Și am căutat și ea a găsit și eu trebuia să țin gura. Aici, jos, se află. Nu-l poate vedea nimeni până nu s-a pleacă în fața lui. Un nas foarte isteț, o mustață deosebită, fruntea foarte înaltă, doi ochi adânci, cu această dungă în cap. Semnul dăruirii în acas, în voie, își sparge pieptul și își rănește pui cu propriul lui sânge. Dăruire creștină. Acel motiv îl avem și sus, în aceea cheie de boltă, acolo un pic mai frumos, și deasupra capului nostru, Dumnezeu Tatăl, cu pe săbile să fie pace pe pământ. Adică pace vouă. La 1775, un altar, cum am spus, cu fețe europene, fețe de oameni albi. Părerea mea foarte reușită. Dar mi se critică, se spune că ardeauna bisericii, pentru că barocul și cu goticul nu se prea împacă. L-avem pe Ion Botezător și Ion Evanghelistul. Conform Bibliei, Ion Botezătorul este mereu prezentat în cojocul lui de plană, de cămilă. La Richis era cam sumar îmbrăcat. Și noi, dacă trebuie să dăm un dar pentru biserică, noi mergem în jurul altarului și fiecare își pune leu pe acea măciucă. Femeile noastre, tinere, dacă trebuia să meargă în jurul altarului, nu reușeau, nu se puteau abține dacă sunteau aici, să nu ridice odată privirea. Era un bărbat foarte frumos, drept, crescut. Și femeile noastre
erau foarte bucuros la el. Zic, eu a te uita un pic, dar nu este păcat. Dar observa acest lucru, femeile vârstă, nici din spate, și pot că era gata, este acum nici în biserică. Trebuie dat jos când ne trebuie, iar liniște, este. Porca era, ceata era pornită. Dar ar fi fost totuși un pic prea grav pentru a te uita un pic, să dai sfânt jos de pe altar. Nu se putea și mai avea și noroc. Ion Botezătorul, că la Richis nu era numai chiar femeile foarte tinere și foarte vârstnice. Era și stratul ăsta de mijloc. Și dacă ele mergeau în jurul altarului, așa, pe ascunse. Mai ridicau și ele un pic privirea. Și atunci s-au rugat să nu-l dea jos, că ar fi păcat că doar e un bărbat foarte frumos. Dar să îi se coase o roche ca să nu se mai vadă acest corp. Da. Gândul și mai ascuțit, Richis-ortenii trebuie că au fost cu minte foarte iute. Iute și-au dat seama că mai ușor modifici un altar decât să modifici o femeie. La prima vedere nu se poate observa, dar dacă urmăriți un pic mățișorul meu, o să o găseți. Vedeți casca a unui luptător, fața, vizirul a plecat jos, mantaua, sub manta poartă o cămașă armată, picioarele încrucișate, tot cu armură, lancia pe orizontală, cu mâna stângă o ține în față, mâna dreaptă în spate, în junghie, adică foarte agresiv. Aici aceeași cască, fără vizir în față. În schimb, o floare, o pană foarte mare în spate. Iar mantaua lui, fără cămașă armată, se pot observa direct picioarele goale, foarte solide, bărbătești, desculțe. Se poate observa până și fundul gol. Lancia în picioare, cu mâna dreaptă o ține, mâna stângă, pasiv în șold. Adică foarte pașnic. În Biblie scrie, din Saul a devenit Pavel, când l-a cunoscut pe Dumnezeu Hristos și s-a convertit la religia creștină. Adică o poveste biblică foarte, foarte veche și foarte interesantă. Un vizitator, mai mult, i-a găsit cât de veche această structură. Vedeți, un unu mic încastrat în lance, un cinci abstract, un 7 cu o coadă lungă și un 9, 1579. Foarte valoroase aceste.